Astăzi și mâine se desfășoară la Arad simpozionul internațional Artă, Teologie și Civilizație în spațiile monastice române, de la școlile mănăstirești la școlile teologice. Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, în parteneriat cu UNESCO și Federația Europeană a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO. Deschiderea festivă a avut loc în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, fiind prezenți prin intermediul platformelor online reprezentanți din Franța, Japonia, Senegal, Spania, Jamaica, Bulgaria, Belarus, Italia și Cipru. Cuvântul de bun venit a fost susținut de părintele profesor Cristinel Ioja, decanul facultății. Au luat cuvântul rectorul Universității Aurel Vlai cu autorități centrale și locale. Președintele Federației Europene a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO a prezentat comunicarea cu tema Idei actuale de formare a personalității umane în școala creștină. În cadrul bicentenarului Facultății de Teologie a Universității Aurel Vlaicu, am avut prilejul să avem o prezență aleasă și foarte activă încă de la început, de la prima parte, care a dirijat în toate direcțiile în care trebuie abordată problema și mai ales cu prezența celor care sunt competenți din cadrul UNESCO. Este o cinstire deosebită pentru universitate și în mod aparte pentru Facultatea de Teologie, pentru că intrăm în cunoașterea unor curente importante ale vieții societății și mai ales al aspectului religios pe care trebuie să-l alegem în orientarea cât mai fructoasă a problemelor sufletești în cadrul dezvoltării societății, contribuția pe care o are teologia în mod deosebit astăzi și, desigur, vom trage concluziile cele mai potrivite la sfârșitul simpozionului, care să fie o contribuție și la întreaga problematică pe care o aprofundează Biserica Ortodoxă Română. Simpozionul internațional care se desfășoară în parteneriat cu Federația Europeană a Asociațiilor pentru UNESCO la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad reprezintă o deschidere a Facultății de Teologie spre dialogul cu societatea, spre dialogul cu cultura actuală, reprezintă de fapt o reflecție cu privire la trecerea de la școlile mănăstirești la școlile teologice și la a creona rolul educației și a formării teologice în ceea ce privește educația omului în general. Valorile creștinismului rămân valorile înalte ale umanității, iar această întrunire academică reprezintă o reflecție adâncă cu privire la educație, la formarea omului, la valorile înalte a umanității, din care creștinismul și mai ales teologia ortodoxă nu trebuie să lipsească. Acest eveniment internațional, integrat în programul bicentenarului Teologiei Arădene, arată în mod concret, real, rolul pe care o facultate de teologie îl are în ceea ce privește dialogul social și dialogul între culturi. La final a avut loc lansarea volumului aniversar 75 de ani de UNESCO și 65 de ani ai României în UNESCO. Este o onoare pentru universitatea noastră să găzduiască acest simpozion și aș vrea să mulțumesc doamnei președinte Popescu, care a reușit să aducă acest eveniment în cadrul parteneriatului cu UNESCO și să aducă la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, la Facultatea de Teologie Ilarion Vefelea,
acești specialiști, acești oameni de cultură și de istorie. Suntem bucuroși că putem participa la Universitatea Aurel Vlaicu, la Facultatea de Teologie, la Bicentenarul, care a încununat cu activități tot acest an. Este vorba de 200 de ani de învățământ ortodox românesc. Federația Europeană a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO a venit alături de Universitatea Aurel Vlaicu și împreună am încercat să organizăm acest eveniment și UNESCO în același timp, dar și un eveniment al Bisericii Românești. Suntem onorați în același timp că astăzi la Arad am putut prezenta acest volum oglindă, acest volum anniversary, un volum în care prezentăm istoria UNESCO. Anul trecut, în 2021, s-au împlinit 75 de ani de la înființarea UNESCO, în același timp 65 de ani de când România a ratificat actul și a intrat în UNESCO, alături de 65 de ani de când există Comisia României pentru UNESCO. Manifestarea a continuat cu prezentarea fizic și online pe parcursul întregii zile a comunicărilor științifice susținute de profesori de teologie, istorici și oameni de cultură din cele 12 țări.